Ai venit cu o stele în emisiunea noastră astăzi, la zi de mare sărbătoare a Învierii Domnului. Ne bucurăm că ești cu noi. Hristos a înviat, adevărat, bine v-am găsit. Adevărat. Bine ai venit. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu în prezența colegilor, să fim în fața telespectatorilor și să le spunem sărbători fericite, Paște fericit, dragii noștri. Spune-ne un obicei frumos de la tine de acasă. Când erai tu copil ca și mine și ne bucuram că ne îmbrăcam cu haine noi. Că... Așa este, îmi lua, îmi cumpăra mama, Dumnezeu să ierte, tenis și noi chinezești. Da. Pantaloni scurți și cămășuță albă. Și dacă era ce... ce făceai? Să te-ai închiloți? De cele mai multe ori s-a întâmplat să fie frumos în anii copilăriei mele. Și mi-amintesc acea brazdă de iarbă verde pe care tata o aducea și o punea la ușă, iar și în momentul în care veneam de la biserică, ciogneam un ou roșu de ușa bisericii. Exact. După care, ajungând acasă, ne ștergeam pe picioare pe acea bucată de iarbă verde, iar Paștele, adus, Sfântul Paște adus de la biserică, nu-l introducea în casă, îl lăsa în batistuță la strășina casei. Asta frumos. Mi-amintesc din anii copilăriei. Coincid obiceiurile? Obiceiurile și la sunt noi la fel, aproximativ pe coastă și în zonele țării, aduceam iarba cu verde. Diferite adausuri sau minusuri doar de la o zonă români. La alta. Că doar suntem români. Sigur, să ne cânti, Costel. Cu toată dragostea. Și mai făcut să ardă-n pară și să-l